Pompierii sosiți la fața locului au avut în față imaginea unui dezastru, însă, din fericire, șoferul a scăpat cu răni ușoare și nu a fost nevoie de transportarea lui la spital. Militarii au intervenit cu două auto speciale dotate cu apă și spumă și au asigurat rapid zona. Asta deoarece exista pericol de incendiu. Înainte să plece în cursă, autotrenul alimentase 500 de litri de combustibil, iar în urma impactului, rezervorul s-a spart. A existat pericolul de incendiu datorită faptului că rezervorul autotrenului s-a fisurat. Pericolul a fost eliminat, am scos bateria de acumulatori și am udat cu apă în continuu. Conducătorul auto le-a povestit oamenilor legii că a pierdut controlul autotrenului datorită faptului că l-a înțepat o albină. Am pișcat o albină și n-am mai apucat să o opresc. Am pierdut controlul când m-a pișcat, în momentul acela, parcă zici că m-a paralizat. Nu mai puteam. M-a trezit în șanță. Din fericire, la momentul accidentului, nimeni nu se afla pe trotuar, iar șoferul a scăpat ca prin minune. Tirul transporta 8 tone de componente pentru injectoare de motor, iar pentru a fi scos din șanț, proprietarul a fost nevoit să închirieze o macara.